seminarul ăsta este magic, când am avut de el, mică de-n schimb a venit acolo și a folosit deja ultimata, deci nu poate fi vorba de un engage din partea lui Bogdan cu un import acolo. Iar acum vedem un push al celor din Time Police, dar să vedem dive acum direct sub turn Bogdanovici în mijlocul tuturor cu Sanfra, că e vultură să se țintă, dacă e shifting, hai, da, până la urmă, șa, nu cred că se așteptau ca Bogdanovic să poată rezista atât de bine sub turnul. Da, la ora actuală el s-a faltit pe merge mai probabil sub Bogdanovic. Deși Bogdanovic nu prea mai ultimat, omoară, îl rămâne înapoi! Foarte, foarte, foarte bine făcut de Bogdanovic, consistent, da, numai sigur. A reușit să fure buff-ul albastru. Între timp în jurul acelor din Tampolis și nicio problemă. Hai, pierde un buff. S-a lăsat un sacrific top laner-ul pentru buff-ul albastru, totally worth it, nicio problemă. Ranger se întoarce în bază și a mai luat Nebu un BF Sword. Lenny și avem deja acest nu cred că vor să facă dive al Lenny și Nicker să apere și Bogdanovic acum cred că să forțeze. Încă un turn pierdut de cei din Time Police. Va veni și Vultura să vină în rugăciune. Fire a fost prins acolo, posibil să vedem o nouă luptă. Nu, Bogdanovic este ținta, Nicker este ținta, din păcate o să ia și Adam în probasă. Da, și Adam Renfer este cel mai bine. A scăpat Nică, din păcate, double kill cu Rezor, scapă Bogdan, dar nu știu. Ia și până la urmă, Necu cu fugi, fugi că vine după tine, dar nu mai rămâne, din păcate, posibil să prindă, dar nu cred că mai scapă. Fintă cu Șușe până la urmă. Și din nou, diferența de gol este în favoarea polonezilor. Au fost mult mai bine organizați de această dată, dar văd că Time Police continuă pe mine. Vor să facă să joacă destul de safe, exact cum spuneam. Trebuie ca cei de la Time Police, exact cum spuneam și cu chemați, să organizăm teamfight mult prea mult. În schimb, se pare că cei de la Pulse au luat compul nu neapărat pentru omorirea acel deadline, și a protezat cu Vulturos, care face treaba extraordinară pe final. Da, se descurcă foarte bine target cu Vulturos. Și a mai luat și Vampir Exacta ca să aibă acel sustain, cum spuneai și tu, Infinity Edge pentru Neko. Arababans test chiar terminat pe Lenny și acum. Deci are și el două iteme terminate. Nu are, în schimb, Sorcerer Shoes, cum are Shoes, de ce îi lipsește așa perforare magică suplimentară. Giant's Belt și pentru H7, care începe să devină o problemă în timpul luptelor, chiar dacă este 1-4-1, diferență la 800 gold în spatele lui Bogdanovic, dar începe în Team Fighter să pună probleme. Spirit Visage terminat acum și pentru Bogdanovic, că tot spunea de următorul obiect. Aegis of the Legion pentru Nicker, un singur assist, în rest nicio treabă, nu și-a văzut de farming. Da, nicio problemă din partea lui, aproape 30 de minioni avantaj. Nu s-a ajutat foarte mult și a folosit într-adevăr ultimata în cadrul teamfight-urilor, dar nu face puțin, consider că a fost mult mai prezent. Bogdan și el cu un oracol deja a început războiul Wardurilor. Plus 30 gold acolo. Bine, desentrează, nu să fie prins flash până la urmă. Folosind reușite să scape. Bine, chiar dacă a fi fost omorât, vestea bună pentru jucătorii de suport, că acum ora acolo nu mai pierzi după ce mori. Măcar atât, altfel a fi fost destul de trist. Trezor și cu el cu